Se pare că poliția municipală a intrat în disgrațiile municipalității. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența, o ediție specială pe care am anunțat-o încă de săptămâna trecută. Doamnelor și domnilor, un război al declarațiilor după bilanțul anului 2014 al activității poliției locale Giurgiu. După declarațiile primarului Nicolae Barbu, polițiștii din poliția locală s-au supărat și au luat atitudine. Pentru acest lucru a venit la Giurgiu și liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor, Prolex, domnul Vasile Lincu. Bună seara! Pe care îl avem în această seară în platoul emisiunii și vom dezbate nu doar această problemă, ci mai multe probleme cu care se confruntă polițiștii locali. Și alături de domnia sa îl avem pe domnul Adrian Mocanu, liderul grupei sindicale SNPV Prolex al Poliției Locale Giurgiu. Bună seara! Bună seara, Săruna! Mulțumesc pentru prezența în platou. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri, trebuie să vă spun că această emisiune se desfășoară la cererea membrilor de sindicat Prolex ai poliției locale. Aș vrea să vorbim puțin întâi cu domnul Lincu, liderul suprem al Prolex, unde aveți câți membri la nivel național? 10.000 de membri. 10.000 de membri din... Din poliție, cei mai mulți, din Poliția Națională, din Poliția Locală 2.000 de membri și câteva sute din vamă. Și câteva sute din vamă. Păi înseamnă că faceți treabă bună și ăsta, adică cel mai relevant semn este că toți polițiștii locali, mă rog, aproape toți, nu știu, o să ne spună domnul Mocanu câți, au hotărât să formeze un sindicat și să vină sub aripa dumneavoastră. Aș vrea să vorbim, despre grupa sindicală de la Giurgiu. Și vreau să-l întrebe domnul Mocanu înainte, adică să știm despre ce vorbim, câți angajați are poliția locală? 99. 99. Câți sunt membrii de sindicat, pe câți dintre ei îi reprezentați aici? 83. 83. Deci putem vorbi aproape de... Înainte de a începe, aș vrea să vă mulțumim că ne acordați un spațiu de emisie pentru poliția locală din Giurgiu. Oricând. Asta înseamnă că e o formă de respect a televiziunii, a mass mediei pentru această categorie profesională. Pentru această categorie profesională și așa cum am discutat și înainte de emisiune, pentru liniște și ordine publică. Și aici toate structurile mele au un spațiu atunci când trebuie să comunice celor pe care iau în grijă, să zic așa, au spațiu și vin și transmit și sunt recepționați pentru că avem foarte, foarte, foarte mulți telespectatori. Îl întreb pe domnul Adrian Mocanu, de ce ați ales Prolex și nu alt sindicat? În primul rând, puteați să mă întrebați de ce sindicat? De ce sindicat? Da, sau de ce membru de sindicat? Au mai fost tentative în acest an? Sindicatul în cadrul poliției locale... Când s-a înființat? S-a înființat în februarie anul trecut, deci avem un an de zile, la inițiativa mea și a câtorva colegi la început. Ulterior am ajuns la acest număr când au considerat că când au simțit este că necesar. Sunt. Și probabil au simțit că sunt reprezentanți. Și de ce Prolex? Noi cei care am făcut primele demersuri pentru asocierea într-o organizație sindicală, am analizat toate sindicatele care sunt pe piață, să zic așa. Și rezultatele lor, nu? Felul cum își apără oamenii și obiectivele care le tind. Și am
ajuns la concluzia că Prolexul ne reprezintă cel mai bine și ca atare sunt Sindicatul Prolex are cei mai mulți polițiști locali pe care îi reprezintă la nivel de țară. Da, acești 2000 care a spus domnul președinte mai devreme. Nu spunem că alte sindicate sunt mai puțin bune de noi această intenție. Nu. Vreau să specific pentru că sunt mai multe sindicate și această emisiune nu se vrea în detrimentul unui alt sindicat. Noi discutăm o speță în această seară. Reprezintă mai bine... Nu aveau de ales, pentru că locul lor nu putea fi decât în Prolex. Și vă spun de ce. Vom vedea la finalul emisiunii. Noi am unit toți polițiștii la nivel național. Da. Ei cel mai bine se regăsesc alături de polițiștii din Poliția Națională, unde de altfel sunt cei mai mulți membri de ei noștri. Activitatea polițiștilor locali se compară cu activitatea Poliției Naționale. Drepturile acestora ar trebui să fie aceleași ca și cei din Poliția Națională, cei care e un principiu de drept. Dacă muncești în aceleași condiții, trebuie să beneficiezi de aceleași drepturi. Practic, nu aici, se regăsi aici nu în sunt alt în totalitate de acord cu dumneavoastră și putem discuta până mâine despre asta. Nu asta face subiectul emisiunii, dar dacă tot ați spus-o, Poliția Națională ați adus în discuție de dumneavoastră, nu are reprezentanți în platou, așa că eu vă spun că poate n-aș spune nici măcar referindu-ne la condiții că sunt aceleași. Pentru că de vreme ce nu au aceleași competențe, nici cum nu pot, nu-și desfășoară activitatea în aceleași condiții. Asta ar fi una. Și putem continua. Eu am argumente în susținerea... V-am spus, până mâine discutăm despre asta. Dumneavoastră asta considerați și probabil pentru asta luptați. Da? Pentru... Care este primul obiectiv? Primul obiectiv în a-i ajunge pe cei de la Națională din urmă? Păi, în primul rând, polițiștii locali nu aveau niște drepturi stabilite unitar la nivel național. Și asta e adevărat. Practic, cele mai multe drepturi ale lor erau stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, care au fost discutabile, contestabile, și s-a ajuns într-o situație în care drepturile de natură salarială ale polițiștilor locali se diferă de la un sector la altul în București. Nu mai vorbesc de la o localitate la alta. Nici măcar Curtea de Conturi nu avea o opinie unitară. În București, de exemplu, era legal să primească prin hotărârea Consiliului Local normă de hrană, în țară mergea și constata ca fiind în neregulă. De exemplu, aici, polițiștii locali au contestat decizia Curții de Conturi. Noi, ca sindicat, deși procesul era în desfășurare, am făcut cerere de intervenție și am susținut membrii și am și câștigat procesul. Mai spuneți odată, aici, la Giurgiu, cine a contestat decizia Curții de Conturi? Instituția. Poliția locală. Da. Și noi am făcut cerere de intervenție în susținerea instituției. Și s-a terminat procesul irevocabil. Nu primarul. Da. Nu primarul a făcut această contestație a hotărârii. Nu are cum să facă primarul. Primarul este reprezentantul autorității, deci nu are cum în nume personal. Da. Și aceasta s-a terminat, procesul a terminat irevocabil prin câștig în favoarea polițiștilor locali. Deci asta înseamnă că ei primeau în mod legal norma de hrană. Spuneați de alte priorități. Să știți că polițiștii locali sunt într-un număr atât cât le-a prevăzut în lege la momentul respectiv pentru poliția comunitară. Poliția comunitară avea ca atribuții de pază și ordine publică și s-a stabilit 1 la 1000 de locuitori. Numai că prin legea poliției locale poliția locală a primit noi competențe și, de asemenea, noi compartimente, noi posturi. Acum, practic, trebuia cu aceiași oameni să rezolvi mai multe, în mai multe domenii. Și rutier, și în alte domenii care nu erau ale poliției comunitare.
Ceea ce a însemnat ca prin noile competențe, de unde puteai să direcționezi oameni? Tot din numărul acela de 1 la 1000. Asta înseamnă că ai luat de la segmentul ordine și siguranță publică. Practic, prin faptul că a rămas textul de 1 la 1000 pentru poliția locală în noile prevederi legale, asta înseamnă că a fost afectat sistemul de siguranță și ordine publică al cetățenilor din localitățile unde sunt invitați poliții locale. Unul din obiectivele noastre este să lămurim acest lucru, să îi facem pe cei din guvern să conștientizeze că astfel este foarte periculos, foarte rău pentru cetățeni și că regula de 1 la 1000, dacă vor să o păstreze, să rămână în continuare pentru ordine și siguranță publică și nu pentru tot ce înseamnă poliție locală. Pe lângă faptul că dumneavoastră vreți să-i faceți să conștientizeze acest lucru, chiar șefii structurilor MAI din teritoriu, cel puțin la Giurgiu, au recunoscut importanța, dar și eficiența forțelor poliției locale. Dar asta este o discuție... Și nu doar în Giurgiu, vă spun că în multe județe este apreciată activitatea poliției locale, sunt echipe mixte și marele avantaj al poliției locale este că au o dotare mai bună, mult mai bună decât Poliția Națională, pot ocupa funcțiile vacante mult mai ușor decât Poliția Națională, care așteaptă o dată pe an să vadă câte locuri le repartizează din cei care termină școala de la Câmpina de Agenți de Poliție și niciodată nu acoperă necesarul și, de asemenea, și sub aspect decizional, se pot plia mult mai repede pe nevoile comunității decât pe directivele trasate de la București. Asta înseamnă că, ca și instituție, poliția locală este foarte importantă pentru comunitate, dar, atenție, ca să fie cu adevărat eficientă, trebuie să înțelegem și noi, ca și cetățeni, că ei sunt oameni ai comunității, sunt dintre noi, desemnați, să aibă grijă tot de liniștea noastră. Da. Nu trebuie să-i vedem ca fiind oameni plătiți ca să ne sancționeze. Asta, ca și cum ăsta ar fi job. De asemenea, sunt oameni care sunt mai eficienți dacă sunt ajutați de către noi, dacă colaborăm cu polițiștii. Că sunt din Poliția Națională sau Poliția Locală, interesul nostru ca cetățeni este să colaborăm, să-i respectăm, pentru că, de fapt, ei veghează la ordinea și siguranța publică a noastră. Eu sunt în contact cu polițiști din mai multe țări, suntem afiliați pe plan european și vreau să spun că la noi este un grad mult mai ridicat de siguranță a cetățenilor decât în multe alte state din Europa. Și lucrul ăsta, în principiu, nu-l apreciem. Starea de normalitate ca și sănătatea. Aproape că nu apreciem dacă ne este bine. Numai atunci când apare ceva rău, atunci îl dăm seama ce important e. Starea de normalitate este dată de multă, multă muncă de prevenire. Exact. Este dată de multă muncă de prevenire și dacă am discutat și cu șeful Inspectoratului Județean de Poliție și cu șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi, exact pe asta marșează, pe prevenire, nu plan de amenzi, nu să amendăm, nu să arestăm, nu să descindem, nu prevenire, pentru că prevenind, iată, se instalează sau persistă, rezistă starea de normalitate. Aș vrea să-l întreb pe liderul de sindicat de la Giurgiu. Ce salariu are un polițist local, domnule Mocan? Sunt mici salariile. Asta știm, dar nu, poate nu aveți voie să spuneți. Spuneți-i ba, între da. Ce... Nu, că sunt plăcute de la buget, nu e da. Secret. Dar cel mai mic salariu. Eu cred că e bine să spună. Despre net, până la urmă, la net trebuie să ne raportăm. Sigur, cât între ia omul în mână. 50 și 900 de lei. Deci, pentru telespectatorii noștri supărați,
dacă sunt supărați pe cei de la poliția locală, gândiți-vă că acești oameni desfășoară un serviciu în ture, da? La fel ca cel de la Poliția Națională, cu riscuri și așa mai departe, pe un salariu de 750 și cel mai pricopsit 900 de lei. Eu aș mai adăuga aici. Dumneavoastră a spus doar ture, dar nu e, cred că... Nu, am spus așa, când spui ture, spui... Da, noi am făcut o cerere și Direcția de Sănătate Publică dintr-un județ a făcut o expertiză la solicitarea sindicatului. O evaluare a sănătății. Da, și au constatat următorii factori la care sunt expuși polițiștii din Poliția Locală, ca și cei din Poliția Națională, de altfel. Expunerea la condiții meteo, curenți de aer datorită lucrului în aer liber, agresiune și relații neprincipiale cu persoane străine care au intenții antisociale, animale periculoase, cum ar fi câinii fără stăpân, supra-solicitare fizică prin expunerea la efort dinamic, prin deplasare între diferite puncte de lucru, ce presupune condiționare temporală și frecvență mare. Solicitare și încordare neuropsihică constă în atenție distributivă, concentrare, responsabilitate în formarea deciziilor și aplicarea sancțiunilor, descărcarea accidentală a armelor, dacă e cazul. Da, e lungă lista și știm. Adică nu trebuie să stai prea mult să te gândești nu realizezi la ce riscuri ce comportă această meserie. Și dacă ne gândim doar la pază, pentru că vin din rândul celor care au efectuat pază, dar plaja de competențe s-a lărgit foarte mult, s-a lărgit foarte mult. Revin la ce am spus mai devreme, nu au legătură cu cei de la Națională, pentru că ei se completează. Dacă vreți un exemplu concret, și asta cred că e la îndemâna oricărui telespectator, cred că nu observați, fiind în trafic, cine dirigează circulația. Cel puțin în București, unde... Da, echipamentul seamănă... Nu mai că seamănă, că e și normal să semene pe componenta de circulație, da? Dar la fel dirigează circulația, indiferent că sunt de la Poliția Națională sau Poliția Locală. Apropo de atribuții, de competențe, dacă se compară, da? Chiar nu-mi dau seama care, dacă în intersecție este unul de la Poliția Națională sau de la Poliția Locală, da? Și pe ordine publică, având în vedere că au misiuni comune, patrule mixte, atunci, la fel, intervin la fel, nu se suprapun, se completează atribuțiile, competențele, da? Să nu se creeze o confuzie între atribuțiile Poliției Naționale și Poliției Locale. Au început să vină mesaje de la telespectatorii noștri, vă spun că am în față mesajele dumneavoastră, doar că am să le citesc puțin mai târziu, pentru că avem multe, multe de discutat în această seară și vă promit că n-am să omit niciun mesaj. Vă întreb pe scurt, care sunt de fapt competențele, ca să știe și telespectatorii noștri, pentru că eu am senzația că uneori, ca și la Națională, ca și în jandarmerie și ISU și așa mai departe, și mai depășesc competențele. Și ca să fie mai simplu, mai ușor de înțeles pentru cei ce ne privesc, nu vreau să ne spuneți care sunt competențele, ci până unde merg, ce nu au voie să facă. Pentru că eu am mai spus aici în platoul Audiența că polițistul local nu are voie să oprească o mașină. Singur. De fapt, nici în patrulă mixtă, cum este domnule Mocanu. Așa este. Așa este. Bun, deci nu... Vă întreb, acum vă întreb și puteți să spuneți ca și cadru general. Vă rog, vă rog. Spuneați de competențe. Să știți că asta e o problemă și pentru Poliția Națională și pentru Poliția Locală. Oamenii au o anumită percepție și anumite așteptări de la forțele de ordine și siguranță publică. Ei speră următorul lucru, că atunci când este undeva un scandal public, să sune la poliție și poliția vine și rezolvă situația. Dacă polițistul vine și nu vede ce se întâmplă acolo, ce face cu un polițistul cu scandalagii, vede că nu se rezolvă problema, oamenii cred că a căzut la pace, degeaba am chemat, nu am încredere în polițiștii respectivi sau în instituții. Realitatea este următoarea. Polițistul își face datoria
Dar legea nu este astfel încât să-i permită să ia toate măsurile pentru a aduce situația la normalitate. Adică dă amendă și ala continuă. Și ce face? Adică pentru mine cetățean nu s-a rezolvat. Nu știe că mai mult decât a da amendă nu are ce face, mai mult de atât acum de curând s-a reglementat că poate să-și confiște obiectul care deranjează public dacă e un obiect, să zicem o stație, ceva. Dar am avut situații, eu vă spun pe cazuri concrete, când indivizii respectivi au făcut în continuare gălăgie, au venit polițiștii, au dat altă amendă și au mers în instanță și au contestat. În instanță, oamenii sunt singuri, nu mai sunt apărați de instituție, doar nu de către sindicat, și sunt discuții juridice dacă putea să mai dea sancțiune contravențională pe aceeași faptă. Nu vorbim de aceeași faptă. Este aceeași natura faptei, dar e o faptă continuă, continuată. Da? Și atunci, faptul că sunt interpretări și opinii diferite, decizii diferite ale instanței, înseamnă că avem o problemă legislativă. Avem și un telefon, un telespectator dorește să intre în direct în emisiune. Bună seara! Bună seara, sărut mâna! Bună seara! Cristi mă numesc. Bună seara! Sunt unul dintre cetățenii care respectă poliția locală și care nu neapărat sunt sau are cuvinte de laudă asupra celor de la poliție. Dar eu, ca și cetățean, m-am simțit apărat de acești polițiști locali. Și ceea ce m-a bulversat acest primar Barbu, denigrându-i în acest fel. Cum a putut el să-și permită, din moment ce a spus că sunt incompetenți, ar trebui să vină DNA-ul. Pentru că toată instituția este coruptă. În principiu, cu domnul director Ciobanu. Deci, este o adunătură de ce? Poliția locală este o adunătură de piloși? Nimeni nu-și face treaba? Știu, o să ne răspund. Încă o problemă. Cum a spus dânsul că vrea să meargă în mijlocul cetățenilor să vadă ce fac acești polițiști locali. Dânsul a intrat în mijlocul cetățenilor să vadă el ca primar ce a făcut în timpul ăsta? Sau văzându-i tolăniți pe bănci. Eu vă spun că am încercat, am un cățeluș atât de mic. Nici nu îl observă cineva. Deci n-am putut, domnule, să corup un polițist să mă lase și pe mine cu el în brațe în parc. Da, vă ascult. Cu acest cățeluș. Este vorba, deci, de denigrația... Era o glumă. ...din poliție. Domnul primar, dacă dânsul crede că acești polițiști sunt incapabili, dânsul ca primar este capabil să țină în mână această poliție locală? Nu știu, că la bilanțul de anul trecut lăuda poliția locală. O lăuda, dar ia cătă... Să zicem tu, deci tu director, Lazar Ciobanu, să denigrezi oamenii tăi în halul ăsta înseamnă că tu trebuie să-ți dai demisia în primul rând ca director de instituție. Nu poți să aduci oamenilor acesta, le va fi frică să iasă pe stradă, pentru că pot să vin eu ca cetățean. Ce ești tu, bă, polițist local, îți dau una în cap, că te tolănești. Tu ce ești, bă, ești burtos? Nu meritați nimic? Nu cred că acesta este statutul polițistului local. Da. Iar încă o dată ca cetățean îmi exprim desconsiderarea față de acest director Lazar Ciobanu, care după nume, îmi cer scuze încă o dată, este Cioban în adevăratul sens al cuvântului. El nu poate păstori o instituție cu atâți oameni. Haideți să nu jignim. Ciobanul nu este o jignire. Ciobanii aduc anumite beneficii. În anumite contexte poate însemna o jignire acest cuvânt. Vă mulțumesc frumos pentru telefon și urmăriți emisiunea până la capăt, pentru că vor fi... ...deosebite importantă pentru acești oameni și acești băieți și fete care își fac datoria în acest oraș. Vă mulțumesc frumos, Româna! Mulțumim, da. O seară bună! Am venit în Giurgiu și am avut o întâlnire cu domnul primar astăzi pentru două aspecte. Unul legat de un proiect de hotărâre de guvern care să reglementeze metodologia de acordare a norme de hrană pentru polițiștii locali, că
hotărâre care urmează a fi adoptată posibil chiar miercuri săptămâna aceasta. Dacă va fi adoptată, trebuie să o perceapă acești lucrători ai poliției locale ca pe un mare favor care li se face. Nu favor, cum să fie favor? Sau este un drept? Pentru că, este, știți cum? Cum să zic, dacă s-ar acorda norma de hrană în condițiile legii, și anume în condiții similare cu cei din structurile de ordine și siguranță publică și apărare națională, ar fi starea de normalitate. Pentru că există și o directivă CEDO care spune că oameni care lucrează în condiții asemănătoare trebuie să primească aceleași drepturi. În baza directivei CEDO s-au dat și hotărâri judecătorești, avem precedente, chiar de către Înalta Curte de Casație și Justiție, și noi am vrea ca această hotărâre să nu discrimineze polițiștii locali în raport cu alții salariați din sistemul de ordine și siguranță națională. Pe aspectul acesta nu am ajuns la un consens cu domnul primar. Domnul primar însemnând ca un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, întrucât a avut altă poziție, noi discutăm pe argumente și am ajuns la un proiect de hotărâre de guvern care a fost agreat și de către Federația Națională a Polițiștilor Locali din România, vorbim de asociație profesională, unde sunt majoritatea directori din Poliția Locală și Asociația Comunelor din România. Acum și la primărie, la Giurgiu, polițiștii locali au, prin hotărârea Consiliului Local, suma de 300 de lei. Eu am participat la multe dezbateri pe proiecte de acte normative. Fac parte din Comisia de Dialog Social de la Ministerul de Interne. Atul nostru este argumentul legal, argumentul dat de lege. Când am zis că polițiștii locali trebuie să primească norma 6, exact norma care o primesc cei din Poliția Națională, am venit cu argumente, inclusiv cu directiva CEDO, cu prevederi legale. Norma de hrană este o normă valorică în calorii. Caloriile respective au o valoare financiară. Caloriile se transformă în bani. Nu se poate da o hotărâre a Consiliului Local. Nu avem un caz izolat la Giurgiu, dar avem în mai multe zone ale țării. Nu se poate da o sumă fără vreo justificare. De ce suma? De ce 300? De ce nu 500? De ce nu dă cu virgulă? Atât timp cât, repet, norma de hrană este o normă calorică. Explicația dumnealui este bazată pe resursa financiară, pe buget. Practic, din ce am înțeles, avea de ales între a nu da deloc sau a da cât îi permite bugetul până la jumătatea anului și apoi să vadă în funcție de buget. Eu nu sunt avocatul domnului primar, spun doar că nu sunt de acord cu suma pe care a acordat-o, dar nu numai asta, ci și poziția dumnealui vis-a-vis de această hotărâre de guvern care propune în final undeva la o sumă de 320 de lei, care înseamnă mai puțin decât jumătate din ce primesc cei în Poliția Națională. Repet, legea Poliției Locale prevede Să nu ne mai raportăm la Poliția Națională. Păi legea ne raportează. Da, pentru că vreau să scurtăm, avem foarte, foarte multe mesaje de la telespectatorii noștri. Și spuneam că mai a fost un obiectiv de a discuta pe marginea acest subiect, care de fapt este și la dumneavoastră în emisiune, bilanțul Poliției Locale. Și am vrut să aflu care este poziția dumnealui, astfel încât să vedem, am greșit noi, sunt justificate aprecierile dumnealui, ce trebuie să facem, să schimbăm imaginea Poliției Locale și să comunicăm mai bine. Poate n-a fost înțeles și a avut o percepție eronată. Mi-a dat câteva exemple.
Haideți că n-ați venit de la București acum, oamenii ăștia au activitate de mulți ani de zile, el nu e primar de ieri de azi, nu e în Giurgiu de ieri de azi și veniți dumneavoastră printr-o discuție să-i schimbați percepția. Aici chiar... Nu am zis să-i schimb percepția. Percepția și-o schimbă dumnealui în funcție de... În urma discuției cu dumneavoastră? Nu, cred că în urma discuției. Haideți dar să vedem. Văzând care este percepția dumnealui și pe ce se bazează, știm și noi ce avem de făcut. Da. O să arătăm și noi care este percepția domniei sale, puțin mai târziu. Vreau să-l întreb pe domnul Mocanu. Domnule Mocanu, ce drepturi considerați că vi se mai cuvin? Vă întreb, așa ca exemplu, beneficiați de sport de antenă? Da, este singurul sport, de fapt, de care beneficiem. Pentru că este elementar, fiindcă sunt, v-am întrebat asta, pentru că angajații primăriei beneficiază de acest sport de antenă, iar dumneavoastră sunteți purtător de stație radio emisie recepție. Ar mai fi norma de hrană, ce revendicări mai... Dacă obțineți și norma de hrană, sunteți, să zicem, mulțumiți, nu-i așa? Pe legea care o avem în momentul ăsta... Nu sunteți. Haideți să lăsăm pe liderul de la Giurgiu, știți pentru că nu... Știți cum e omul. Cât obține, vrea să obțină mai mult. Bine. Noi, și noi, când vorbesc noi, vorbesc despre mine și conducerea de la București a sindicatului, niciodată nu o să cerem sau să solicităm ceva nelegal. Da. De, în schimb, neavând dacă, un temei legal da, în spate. În schimb, spuneați că dacă sunt mulțumiți. Pe noi ne-ar mulțumi, în prima fază, să respecte legea, să aplice legea. Bineînțeles că nu suntem mulțumiți doar cu atât, pentru că pe această categorie... Ca și sindicate. Să respecte legea. Da. Și drepturile prevăzute de lege. Și drepturile prevăzute. Numai că unul din obiectivele noastre este ca prin legea unitară de salarizare polițiștii locali să-și regăsească locul acolo unde merită. Ei nu ar trebui să regăsească la capitolul unde sunt și ceilalți angajați din primărie, ci la capitolul unde sunt reglementate drepturile personalului din sectorul de ordine și siguranță națională. Pentru că atribuțiile poliției locale sunt, repet, comparabile cu aceste categorii și mai puțin cu alte și sunt și un publice. Sunt și un sprijin important pentru cei din Ministerul Afacerilor Interne. Dacă vă întreb acum, domnule Mocanu, dacă ar fi să vă autoevaluați activitatea și vorbiți nu în numele a 99, ați spus, ci a 83, da, membrii de sindicat. Cum sunteți mulțumit de activitatea pe care o desfășurați? De cum vă desfășurați activitatea? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere profesional, legal, vis-a-vis de cele spuse de către domnul primar și vom arăta mai târziu imaginile. Vă întreb, sunteți mulțumiți? Adică considerați că vă faceți treaba? Sincer, da. Sincer, da. Vedeți, dumneavoastră, în fiecare în curtea lui are și, sau cum e... Fiecare pădure are și uscăturile lui. Chiar și în brazla dumneavoastră, jurnaliștilor, nu toți sunt... Peste tot. Bine puși la punct profesional, să cunoască legea, să adreseze corespunzător. Așa și la noi. Nu suntem perfecți cum nicio structură și bănuiesc că nu este perfectă. Nu, nicio structură nu este perfectă. Aș vrea, domnule Licu... Mai ales ținând cont, și mă scuzați, că domnul inspector șef atât de la jandarm, cât și de la Inspectoratul Județean de Poliție, în bilanț au făcut aprecieri pozitive. Vă întrerup pentru că despre asta este vorba în primul material pe care îl vom urmări. Veți urmări și dumneavoastră, domnule Lincu, părerea
șefului jandarmilor și șefului poliției. Cred că persoanele cele mai abilitate să aprecieze munca... Să evalueze profesional munca poliției locale, dacă avem materialul, vă rog. Așa, materialul de analiză al poliției județene, criminalitatea a scăzut, spun clar că ne-am îndeplinit obiectivul. A scăzut criminalitatea judiciară și au scăzut cele trei paliere, pe cele trei paliere foarte importante. Marea violență, criminalitatea stradală și infracțiunile contra patrimoniului. Sigur, n-ar fi fost posibil, sau poate cifrele ar fi fost mult mai mici, dacă dumneavoastră nu v-ați fi adus această contribuție. De aceea, vă rog să-mi permite să vă mulțumesc pentru modul în care acționați în sistemul integrat. Mă bucur că în anul 2014 nu am avut niciodată ocazia să-l sun pe domnul director și să îi aduc la cunoștință anumite aspecte legate de comportamentul dumneavoastră în stradă sau de ceea ce înseamnă legalitatea intervenției dumneavoastră. Ceea ce am reușit noi să facem pe structurile de forță ale statului român în beneficiu cetățeanului giurgiuvean pentru asigurarea protecției este una de excepție, pentru care eu sunt mulțumit și mândru că am asemenea colaboratori. Da, ne-am întors, ați ascultat câteva cuvinte din cele spuse la bilanțul 2014, din 3 februarie, și ați văzut poziția, am tăiat esențialul, am scos din, pentru că vă închipuiți că în capete nu au înjurat, da? Dincolo de ce au spus. Să știți că și în materialul de bilanț prezentat de Poliția Locală, rezultă că bilanțul sau activitatea Poliției Locale pe 2014 este mult mai bună decât cea din 2013. Adică ceea ce au spus șefii structurilor de ordine și siguranță publică este confirmată și de rezultatele din bilanțul Poliției Locale. S-au înregistrat creșteri față de 2013, raportate cu 2013. Bine. Da, să știți că mai important decât, sau cel mai important opinii despre Poliția Locală, trebuie să le aibă șeful Poliției Județului, șeful Jandarmeriei și cetățenii. Da. Iar domnul primar, eu am participat la multe bilanțuri. La minister, la Inspectorul General al Poliției Române, la multe structuri de poliție. E adevărat că este o formă de presiune pusă pe oameni. Dar poate fi și formator de opinie? Aici critica. Când zici că pui presiune ca să continue tot perinul ăsta sau să își dea interesul să fie din ce în ce mai buni. Numai că astfel de discuții au loc cu camera închisă, adică între noi. Și atunci vorbim cu cazuri concrete, nu la general. Atunci când, exact cum spuneați, imaginea poate fi cetățenilor, poate fi asupra întregii poliții locale, atunci trebuie să fim obiectivi, concret și să fim... Ce a spus domnul primar atunci când l-ați întrebat la cine a făcut referire? Dacă a generalizat sau s-a referit la... Eu n-am văzut bilanțul. Ce pentru că răspuns? Pentru că n-am știut dacă aprecierile dumnealui au fost la adresa întregii poliții locale sau a avut exemple concrete. Mi-a spus că a avut în vedere anumite situații izolate și nici de cum nu este opinia dumnealui față de poliția locală, ci s-a referit la că sunt indivizi care au probleme, cum a spus și colegul, și de comportament, și de pregătire profesională, și de corectitudinea sancțiunii. Și mi-a dat, am zis că în bilanț n-a făcut asta, dar mi-a dat exemple concrete. Ce înseamnă exemple concrete? N-am să vă cer exemplul concret. S-a referit la o speță, la un... Mai multe spețe, pe diferite opinii pe care le-a avut vis-a-vis de poliția locală. De exemplu, opinii personale sau venite din partea cetățenilor, pentru că este important. Păi vă spun în concret.
Dumnealui a spus așa, domnule, când v-am cerut să respectați legea, unii dintre dumneavoastră v-ați deplasat și ați dat amenzi, spun că ne-a trimis primarul să dăm amenzi. Eu doar reproduc. De asemenea, dumnealui a spus, domnule, nu mergeți de la început, e prima batere, gata cu amendă. Prima dată încep cu avertisment. Dacă dar ce ar fi să îi lase pe cei de la Poliția Națională să îi învețe pe oamenii ăștia? Ce ar fi să îi trimite la școlarizare ca să știe cum să aplice legea? Eu nu sunt avocatul dumnealui. Eu n-am făcut decât să reproduc. Îmi dau seama la ce nivel a avut loc discuția. Din trei cuvinte. În sensul în care mi se pare că bagatelizează această structură. Adică, domne, e bine să dai așa, nu e bine, fii mai indulgent, dar vezi să nu... Să știți că am reținut o poziție foarte, foarte importantă și am discutat și cu conducerea profesională după ce am ieșit de la domnul primar. Ar vrea să fie mai fermi. Și mi-a dat exemplu cu Poliția Națională, să nu mai fie intimidați de telefoane, de numele sau funcția persoanei care este păi ce înseamnă mai ferm? Stați puțin. În sensul să nu fie... să aplice exact legea, dar nu domnule neapărat... Domnule la cine s-a referit mai ferm? Sunt trei mai puțin fermi? Sunt la modul general pentru că ne contrazicem în termeni. Vă contrazice sau se contrazicea domnul primar în termeni? Păi nu sunt prea fermi, da? Dar sunt câteva cazuri izolate, dar... lăsăm discuția, întrerupem puțin discuția aici pentru că mai avem pe cineva pe fir. Bună seara! Bună seara, doamna Florina. Cineva acela este chiar primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu este numele meu. Este bine când se discută probleme de genul acesta. Da. Ar fi fost bine dacă înainte de emisiunea dumneavoastră ați fi dat exact tot discursul meu. Și atunci lăsați posibilitatea cetățenilor să facă comparație. Nu discutam din vorbe acum că ar fi zis domn primar. Eu am să vă spun, pentru că este pentru prima dată când îmi notez ceva la un discurs al meu. A fost pentru prima dată pentru că am vrut să nu uit anumite lucruri, am vrut că anumite step de fapt să nu trec peste ele. Poate că nu ar fi fost momentul la o... acțiune de genul acesta, bilanț al poliției locale, dar să știți că de 2 ani jumate le tot spun în întâlnirile lor, în tot ședințele le tot spun că am probleme, le spun și lor, le spun și directorilor de la această instituție și văd că nu se întâmplă nimic. După bilanț, după acest, eu știu, mod în care eu le-am spus și unde eu greșesc și ce trebuie să facă. Domnule primar... și duminică, sâmbătă și duminică au fost două acțiuni mari de tot în oraș. N-am mai fost nevoie să le spun eu. Mergeți la toate agenții economii să-și curețe trotuarele. Mergeți la toate asociațiile de locatari să-și curețe trotuarele. Cum a fost după prima zăpadă trotuarele? Cum au fost? Pline de gheață, n-a ieșit nimeni să scoată zăpada și am avut atât de multe reproșuri. Uitați-vă să vedeți sâmbătă, toate trotuarele după șoseaua București erau curățate de asociații de locatari, de persoane, de societăți. S-a putut? De ce s-a putut? După cuvântarea dumneavoastră din bilanț, nu? Doamna Florina, lăsați-mă să termin punctul de vedere și mă vă las în continuare să dezbateți toate problemele. Nu, am câteva întrebări pentru dumneavoastră. În piața centrală a fost ordine, agenții de la circulație au fost în piața centrală, nu i-au mai lăsat să parcheze cum vor, nu i-au mai lăsat să stabilească fiecare regulile în piață și lucrurile au mers ok. Deci se poate. De ce trebuie să iasă primarul totdeauna cu cei de la poliția locală să le spună ce au de făcut? Și acum am să vă spun, eu am spus domnului Lincu astăzi, am avut o discuție cu dumnealui chiar o oră și am spus că nu poliția locală este problema mea, ci anumite persoane din poliția locală mergând până la conducere. Pentru că, știți dumneavoastră, lucrurile, atunci când ai un conducător foarte bun, lucrurile sunt foarte bune și la nivel de subordonat. Știți cu ce am început discursul meu? Pe lângă faptul că un bilanț reprezintă statistic toate problemele și mai puțin se duce în esență, dacă o să citiți bilanțul, o să vedeți că acolo avem numai date, numai cifre, am crescut acolo, am muncit acolo, am puțin mai acolo și în alte lucruri am fost mai slab sau n-am făcut.
Eu am început așa. Avem și vă citesc, i-am dat și domnului Lincu exact notița pe care eu am avut-o atunci când am ținut acel discurs către polițiștii locali. Am început, vă spuneam, așa. Avem de lucru la schimbarea percepției cetățeanului vis-a-vis de lucrătorii poliției locale. Și din ce constă? Ținuta polițistului în timpul, dar și în afara programului, și am dezbătut anumite exemple, modul în care se primesc sarcinile, și am dezbătut câteva exemple, vocabularul polițistului atunci când are de lucru cu cetățeanul, și am dezbătut câteva exemple, și atunci am dat că este greu când nu știi foarte bine să te adresezi celui din față, e greu să-i și îl faci să înțeleagă de agresiv, dar și mai greu este să-l sancționezi. Probabil cei neșcolarizați, nu știu. Pregătirea, mai am trăit și am încheiat, mai am pregătirea din punct de vedere al cunoașterii legislației. Un alt punct a fost corectitudinea sancțiunii în raport cu gravitatea faptei. Când eu spun și cu o zi înainte, am văzut toate toți stâlpii din oraș umpluți cu tot felul de afișe. Și am zis, l-am chemat pe director și am zis, domn director, nu-i posibil ca nici măcar de alegeri noi n-am avut stâlpii plini de afișe. Ce se întâmplă? În momentul ăla s-a dus și s-au trimis toți polițiștii în oraș să vadă cine sunt, să le dea amenzi, că a trimis primarul, că uite, trebuie să curățăm tot stâlpii. Deci a fost nevoie să le spun eu, nu intră în sarcina dumnealor să vadă aceste lucruri. Dacă le preîntâmpinăm caz cu caz, nu o să ajungem niciodată la situații de a da amenzi, ci oamenii vor înțelege că nu au voie să pună pe stâlp. Un alt punct a fost acționarea cu dedicație. Și știu ce spun foarte bine. Am agenți economici care au venit la primărie, care au făcut plângeri în ultimii ani, care au spus, ne simțim foarte apăsați că la noi vine și ne spune, n-aveți voie să aveți pe domeniul public cameră frigorifică sau o ladă frigorifică, în schimb la vecinul nu-i spune nimic. Doar la mine vine că sunt aproape sau... Deci sunt cazuri izolate. Atmosfera din interiorul poliției locale. Un alt caz pe care l-am vrut să-l spun, pentru că de 2 ani jumate și colegul de la poliția locală știe foarte bine, cred că 10-15, nu le-am contabilizat, anonime care îmi vin. Că X nu face, că Y nu face, că uite șeful, că uite adjunctul, că uite amanta, că uite sora, că uite soratele. Îmi vin scris și le-am notat, le-am adunate. Să știți că asta este, am zis că bă, să fie acolo, dacă tot am muncit omul ăla să mi le trimită, măcar să le păstrești o poate să le arăt. Și ultimul rând, și nu în ultimul rând, să știți că atunci când au avut decizia, s-au luat decizia, domne, știți, am vrea să ne organizăm și noi într-un sindicat, am zis de acord, chiar vă încurajez să vă organizați în sindicat. Pentru că nu voi discuta cu 100 de oameni, voi discuta cu 2-3 și voi veți transmite mai departe problemele care le aveți către primărie, dar și eu către dumneavoastră. Și ultimul punct care l-am dezbătut, care l-am spus, a fost rolul sindicatului și percepția lui de către polițiști, dar și de către conducerea poliției locale sau primăriei, față de polițiști sau față de contrapoliția. Ok, au fost la mine cu norma de hrană. Eu să știți că n-am încălcat legea cu niciun milimetru. În lege spune, aceasta care este, spune foarte clar, în limita disponibilităților aprobate prin hotărâre de Consiliul Local. Atât am putut. Cu toate, nu știu dacă știți, anul trecut primeam 24 de miliarde de bani vechi din cote și din sume de echilibrat de la guvern. Anul acesta nu am primit niciun leu. De unde domnule primar. Și le-am promis că vom da acești bani. Atât putem să dăm. 3.000 de lei pentru că eu m-am bătut prin Asociația Municipiilor să aibă normă de hrană. Ei au avut normă de hrană și mai înainte. Curtea de conturi ne-a întors actul și ne-a dat să nu le plătim. Și le-am spus că din vară, când vom primi bani, să vedem, din redistribuire, vom discuta de o altă sumă. Este tot ce am vrut să vă spun. Domnule primar. Am făcut bine că am ieșit și am explicat lucrurile acestea. Ați intrat în direct, vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări. Ați spus că ați fost de acord, deși nu trebuie să vă exprimați dumneavoastră acordul, că ați fost de acord cu înființarea acestui sindicat, fiindcă este liderul grupei sindicale a poliției locale aici în platou. Domnule lider de sindicat, în ce relații vă aflați cu conducerea primăriei? Ce comunicare aveți?
N-aș putea să spun că există o comunicare. Vă rog. Acum 2 săptămâni am fost la domnul primar de când s-a înființat sindicatul ăsta, atât. Și? Atât am fost. Atât. Nu există o comunicare. Nu, stați o clipă. Comunicarea directă între sindicat și angajator este între liderul grupei sindicale și conducerea poliției locale, pentru că are persoanate juridică. La primărie ar trebui să meargă atunci când e vorba de buget, când contează sprijinul primăriei pentru suplimentare. Acum vă răspund și eu. Au venit vreodată și nu au fost primiți? Au avut vreo problemă și s-au manifestat intenția de a veni la primărie, s-au înscris, s-au anunțat, domne, avem o problemă, trebuie să venim să discutăm, și nu au fost primit. Eu cred că nu a fost niciodată acest lucru. L-a ridicat iar la nivelul conducerii. Iată ce spune. Vis-a-vis de problema că nu trebuie să ceară. Când am venit în primărie, am primit o hârtie de la un sindicat la nivel național. Să trimit membrii de sindicat nu știu unde. Și am dat și o rezoluție către sindicat. S-au uitat toți la mine și a zis, dar știți, noi nu avem sindicat. Păi de ce nu aveți sindicat? Păi nu ne-a lăsat nimeni. Nu spuneți că la inițiativa dumneavoastră a luat ființă sindicatul să întrebe domnul lider, câți au venit de la București și de la asociații, nu numai de la Prolex. Prolexul s-au gândit dumnealor să înscrie, dar au venit și de la Sedlex, au venit și din administrație, au venit foarte mulți la domnul Vucă. Și a spus, nicio problemă, mergeți și discutați cu oamenii, nu o să faceți sindicatul cu primarul, o să faceți cu personalul de acolo. Să vă spun o treabă, dacă aș fi avut aceeași, eu știu, atitudine față de la fel ca și fostul primar, cred eu că nu aveau niciunul sindicat. Numai că i-am lăsat, încurajez și pe cei din primărie să-și facă. Deci noi în jumate. Până la urmă, dacă noi, după ce dumneavoastră veți închide telefonul, vom avea imagini de la bilanț cu declarațiile dumneavoastră și vom vedea dacă s-au referit la câteva cazuri sau sunt aspecte generale. Dacă ați generalizat. Dați în întregime sau dați tăiat? Păi nu pot să fac emisiunea doar cu dumneavoastră. Bine, dumneavoastră o să-l dați exact cum este, cum îl dați, iar eu o să-l postez pe site-ul primării. Este postat pe site-ul primăriei. Acum vă întreb, cu cine aveți o problemă? Cu angajații poliției locale sau cu conducerea? Cu toți cei care nu își îndeplinesc cinile de serviciu. Cu toți cei care încalcă sau chiar mulți dintre ei, nu știu care le sunt sarcinile. Și o ultimă întrebare, domnule primar. De ce se află la polul opus, extrem, punctul dumneavoastră de vedere față de cei mai abilitați să evalueze munca polițiștilor locali, în speță șeful jandarmeriei și poliției județene? Eu nu cred că șeful jandarmeriei și șeful poliției județene poate le evalueze munca. Dacă este atunci să se angajeze la poliție și le vor evalua. Bine. Eu cred că evaluarea muncii personalului din poliția locală se face ierarhic. Fiecare polițist local are un raport de evaluare la începutul anului în care șeful lui ierarhic domnule primar, de evaluare. Domnule primar, ați spus că v-ați rugat de dânsii să-i primească prin preajmă să învețe meserie. Dânsii, la rândule, au spus că mai mult decât că au învățat, sunt foarte, foarte utili și au contribuit la bilanțul pozitiv pe care obținut nu doar de poliția locală, ci și de poliția județeană. Și atunci, dacă îi trimiteți să se școlească acolo, nu vi se pare așa aberant să spuneți că, domne, nu au cum să evalueze? Adică cel care îl școlește... Toți 100 care sunt polițiști locali merg să se instruiască practic, nu să se scolească. Să se instruiască practic cu cei de la poliția județeană sau cei de la jandarmi. Categorii care intră în aceste echipe. Cei din operativ, da. Dumneavoastră credeți că acea persoană care supraveghează strada gării și parcurile și care, eu știu, supraveghează zone în care noi îi trimitem să păzească, este
anumite instituții sau anumite obiective ale primăriei. În această colaborare cu Poliția Județeană, nu. Ce aveți? Iată, cineva întreabă, fiindcă sunteți la telefon, este ultima întrebare, după care vă urez o seară bună. Da, și eram în direct cu dumneavoastră, vă răspundeam la mai multe, dar oricum, da. Eu la postul dumneavoastră de televiziune am interzis total, așa că o să spun. Sunteți în direct la TV Giurgiu, nu sunteți la o altă televiziune. Da, ziceți-mi, doamna. Sunteți în direct la TV Giurgiu, dacă cumva nu ați sesizat acest aspect. Ce se întâmplă cu polițiștii locali care nu au plecat la cursurile de specializare? Termenul final fiind 2016, întreabă cineva. I-a întrebat și pe polițiștii locali, s-a înființat poliția locală în decembrie 2010. Din decembrie 2010 și până în vara lui 2012, când am venit primar, câți au fost la specializări și câți au fost după ce am fost eu primar. Contează și cât răspundeți la întrebare, vă rog. Doamne, frumos. Doamne, lăsați-mă, nu intrați peste mine, dar intrați peste mine și păi nu vă răspundeți punctual la întrebare. În 1000 de ani ce vreau să le spuneți. Poate că nu vă convine răspunsul meu. Eu vă spun la modul corect. Cereți lista și domnul Lincu are că mi-a pus-o și mie în dispoziție această listă. Dacă am fi făcut la București, poate că ne era mai ușor, poate naveta. Dar noi anul acesta am avut o foarte mare, anul trecut am avut o foarte mare problemă, pentru că Ministerul Administrației Interne, care organizează aceste cursuri, ne-a anunțat că nu au cazare pentru oamenii noștri. Și a trebuit să căutăm de jur împrejur. Sunt două probleme. Odată, posturile și numărul de locuri care îl scot instituțiile din cadrul Ministerului Administrației Interne, care fac această pregătire a polițiștilor locali, nu sunt la momentul acesta asiguratori pentru toți polițiștii locali care există în România. Să știți că s-au înființat foarte mulți polițiști locali și poliții locale la nivel de comune, cele mici. Legea spune că dacă nu ai fost înființat de la început, este obligat să-i școlarizezi maxim un an. Dacă nu-i școlarizezi maxim un an, trebuie să-i dai afară. Iar cei care au apucat de la început în 2010 au termen 5 ani. Toți se duc și se aglomerează de la orășele mici, că altfel dacă nu-i școlarizează imediat, reușesc, nu mai au, trebuie să-i dea afară. De urmare, să știți că sunt între primii și dacă vă dau site-ul a Asociației Municipiilor din România, sunt primul și singurul primar de municipiu reședință de județ care am solicitat guvernului să prelungească, domnul Lincu știe bine, să prelungească termenul de la 5 ani la 8 ani și de la 1 an la 2 ani. De școlarizare a personalului. Pentru că dacă nu-i școlarizăm, persoanele din poliția locală care nu sunt școlarizate și nu sunt pregătiți, nu au programul finalizat la sfârșitul anului 2015, din 2016 sunt obligați să-i dau afară. Iată, aceasta este întrebarea. Ăsta a fost răspunsul la întrebarea mea. Ultima frază. Dorim o prelungire a termenilor, iar sunt singurul primar municipiul reședință de județ, o să vă dau corespondența AMR-ului în care îmi spune, pentru că sunteți persoana care ați inițiat această hotărâre de guvern, vă las pe dumneavoastră să dați și presei toate răspunsurile privind oportunitatea și necesitatea. Domnul Lincu are o întrebare pentru dumneavoastră, liderul Prolex. Domnul primar, așa cum mi-a spus și mie, așa a spus și aici, că dumneavoastră nu aveți o problemă cu poliția locală în general, ci cu cazuri concrete, particulare, și mi-ați dat exemple. E adevărat că în orice comunitate pot fi și oameni care nu sunt la nivelul așteptărilor și cetățenilor și șefilor. Dar care este opinia dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră, aprecierea dumneavoastră față de instituția poliția locală Giurgiu? Pentru că am înțeles cazurile concrete și recomandările și ce ar trebui îmbunătățit, într-adevăr mi le-ați dat punctual și de fapt le-ați reprodus. Dar cu privire la întreaga structură și activitate, care este aprecierea, dacă se poate? Domnul Lincu, când o primărie și un administrator al orașului cheltuie o șesime
din impozitele și taxele populației pe poliția locală. Eu cred că am o părere foarte bună și nu numai vis-a-vis de oamenii și marea majoritatea oamenilor de acolo, dar și despre necesitatea acestei instituții. Noi nu investim și nu cred că și dumneavoastră în discuția care am avut-o cu astăzi ați remarcat lucrul acesta.